Vă salut cu salutul Apostolului Pavel, prezent în toate epistolele ce îi poartă numele. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Iisus Hristos. Și dacă de la Părintele nostru Ceresc am primit și har și pace, haideți tot cum proceda Apostolul Pavel în debutul scrisorilor sale, să avem și noi un cuvânt de laudă pentru Domnul. De data asta luăm pe cel din Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat, și fiind vorba de o seară de binecuvântare, cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos. Amin. Socotesc că e normal să vin cu bucurie în județul meu de Baștină, să revăd frați, surori pe care i-am cunoscut, pe alții care Domnul ni dăruiește, sau pe cei mici pe care Domnul i-a rânduit, și fie bunăvoința Domnului, cum spunea tot Apostolul Pavel, peste tot Israelul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să-mi permiteți mai întâi să le spun ceva la copii, așa pe unde sunt. Pe aici, fetițele, băiețelul care au cântat și alții obișnuiesc uneori, de altfel fac o mențiune la noi în biserică, uneori mai avem câte o predicuță pentru copii, că avem câteva sute de copii și uneori ceva așa pe înțelesul lor mai ușor. De data asta, dragi copii, vă spun ceva foarte repede, trei lucruri despre rândunele. Știți cum arată o rândunică, da? Păsărelele acelea care zboară așa foarte dezordonat, foarte rapid. În Cartea Psalmilor, fiii lui Core spuneau, Psalmul 84, știți că ei ajutau preoții în curte. Ei n-au avea voie să intre în templu. Dar acolo, în locul lor de slujire, au observat următoarele. Citesc versetul 3. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Deși acum 3000 de ani, rândunelele obișnuiau să-și facă cuib tot pe la strașă. Și-au făcut și la templu. Le plăcea acolo. Eu de aici vreau să iau pentru voi că aici, în casa Domnului, voi sunteți ca niște păsărele care cântă frumos și aici vei sta cuibul. Uite, acest bebelaș a fost pus acum în cuibul lui pentru prima dată. Întrebați și voi părinții când v-au dus prima dată la adunare, în cuib v-au dus. Și scaunile astea frumoase pe care stați le puteți lua tot ca fiind un cuib. Și când vă vor întreba la școală, când începe luna viitoare, unde ați fost, cum se spunea, marți, duminică, spuneți în cuibul nostru. Acolo, în cuibul nostru, așa ne simțim de bine, cât 1000 de zile în altă parte valorează mai mult decât 3 ani de școală. E foarte important, dragi copii, veți vedea asta peste ani, ce har ați avut să fiți așezați într-un cuib la casa Domnului. Sunt fericiți oamenii aceștia. Un al doilea adevăr despre rândunele, vi-l citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 38, despre un tată care avea 39 de ani, poate vârsta unora dintre părinții voștri, și era foarte bolnav. Atât de grav se simțea, încât scrie în versetul 12 că într-o zi a crezut că până seara moare. A murit. Dar nici n-a putut să doarmă noaptea aceea, scrie aici, am strigat până dimineața, ca un leu, zdrobise toate oasele. Și iar a crezut, scrie în finalul versetul 13, moare în ziua aceea. Până de seară îmi vei pune capăt. Și apoi și-a amintit cum se ruga, scrie în versetul 14. Ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor, probabil datorită slăbiciunii bolii, deci nu mai avea cuvinte foarte ordonate așa, frumos elaborat. Dragi copii, n-am fost eu atent la rugăciune, poate vă prind la urmă. Să văd voi ciripiți ceva la rugăciune? E foarte important, iată, ciripitul ca la rândunică, îl ascultă Dumnezeu. Am fost în fosta Uniune Sovietică și povesteau frații despre o fetiță de 9 sau 10 ani. Locuia într-un sat mai pe deal și n-aveau apă în grădină, trebuia să aducă undeva mai din altă parte a satului, unde era fântână. Și la un moment dat, tatăl, cu ceva fonduri,
S-a pregătit să sape o fântână, dar n-au dat de apă și au abandonat încercarea lor. A acoperit locul acela cu scânduri, să nu cadă copiii sau animalele, dar o fetiță, cum v-am spus, de 9 ani, a întrebat părinții, dar dacă eu mă rog, Domnul, nu poate să facă să vină apă în fântâna noastră? Ce să-i spună părinții? Roagă-te! Și se ruga zilnic și atunci când își făcea temele, scria câte un bilețel, Doamne, fă să vină apă și în fântâna noastră. Și strecura printre scândurile acelea, acolo în groapă. Și s-a rugat fata, nu mai rețin exact, că fratele cunoștea exact cazul, 2-3 săptămâni a tot ciripit. Doamne, fă să vină apă și în fântâna noastră. Și într-o zi când tata s-a dus să vadă ce e acolo și să aranjeze din nou scândurile, s-a uimit apă, din abundență. Și povesteau apoi frații de acolo, au fost veri secetoase când au secat în sat alte fântâni, dar nu fântâna aceea. Că o fetiță s-a rugat ca Dumnezeu să facă să vină apă în fântâna lor. E mare Dumnezeu. Uite, vă mai spun încă ceva despre un ciripit, tot din Rusia. Fratele care mi-a povestit, un bătrân, a fost la înmormântarea acestei surori, despre a cărei experiență de când avea 12 ani, vă spun acum. Era în timpul celui de-al doilea război mondial. Și în un moment dat nemții au adunat pe locuitorii ce mai erau în sat, mai mulți femei, bătrâni și copii, i-au pus la lizieră, după ce au săpat niște gropi, se împuște, să cadă direct în grop și se acoperă. Și fetița asta credincioasă s-a rugat. Era botezată cu Duhul Sfânt. Și în rugăciunea ei a venit peste ea prezența și puterea Domnului și a strigat într-o germană clară. Opriți execuția! Ordin de la Comandantul Suprem! Nu doar că s-a șocat auzind cuvintele ofițerului care comanda plutonul de execuție, dar Dumnezeu, cum scrie în Vechiul Testament, că băga groaza în ei, a chemat urgent fata și i s-a adresat în germană. Beata fată te dea de numeri. Și când a văzut că efectiv nu știe germană, și-a dat seama că acolo a fost prezența lui Dumnezeu. Cum a spus fratele acesta, a fost la mormântarea acestei surori, la bătrânețe, și s-a uimit de ce a fost tot satul prezent. Și la urmă a dat cuvânt primarului. Și a zis, toți am venit aici. Pentru că satul nostru își datorează existența acestei femei, care când era fată de 12 ani, cum v-am povestit, prin gura ei Dumnezeu ne-a salvat. Dumnezeu să vă ajute, dragi copii, să ciripiți în rugăciune. Și un al treilea adevăr care spun despre rândunele, îl citesc din cartea profetului Ieremia, capitolul 8, versetul 7. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri, turtureaua și păsărica noastră de care vorbim, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor. Copii, știți că rândunelele pleacă de aici, când pleacă? Îndată, nu? În toamna asta o să plece și vin la primăvară și străbat kilometri, trec de Africa de Nord spre Africa Centrală, vreo 10.000 de kilometri. Și ce interesant, dragi copii, rândunelele care pleacă de la Alba Iulia vin înapoi tot la Alba Iulia. Și știu când să vină. Își păzesc vremea, se uită pe ceruri, după temperatură, după stele. Și acum întrebarea mea și aplicația, dar nu numai pentru copii, hai fie și pentru adolescenți și tineri. Voi aveți ceas mai bun ca rândunelele? Dimineața trebuie să ne trezim la vreme, că dacă dormim până prea târziu, e ziua prea scurtă. Și seara uneori copiii trebuie să știe să se culce la vreme. La școală trebuie să meargă la vreme, dar și înapoi acasă trebuie să vină la vreme, nu? Să mai continui. Și căsătoria trebuie să vină la vreme, nu? Mai e câte o rândunică care vrea să zboare așa iarna. Stați până la primăvară, stați să vină căldura, să fie toate lucrurile la vremea lor. Că atunci frumoase, spunea Solomon în cartea Eclesiastului. Deci nu uitați, dragi copii, de cuibul vostru, de ciripit și să vă cunoașteți vremea. Amin? Amin.
Acum, pentru copii, sau cum spune în cartea Nemea, pentru toți cei ce sunt în stare să înțeleagă, vreau să ne îndreptăm spre Psalmul 78, un psalm al lui Asaf, și să vorbim despre rolul părinților în poporul lui Dumnezeu. Dar mai întâi să stabilim dacă facem parte din poporul lui Dumnezeu. Asta cu acte în regulă. Pentru că aceste cuvinte, potrivit primului verset, se adresează poporului din care făcea parte Asaf. Și scrie tot în Psalm 147 că Domnul n-a lucrat așa cu toate popoarele, ca și cu Israel. Știți că evreii multă vreme s-au ținut și aveau motivele lor de principiu că doar ei sunt al lui Dumnezeu, de altfel spusese Dumnezeu, scrie în Exod 4, că Israel era întâiului născut. Dar la un moment dat a fost o dezbatere despre care citesc din Fapte 15. S-au mirat, cum știți, începând casa lui Corneliu, că Domnul a dat Duhul Sfânt și la alții. Citesc de la versetul 14, sunt cuvintele lui Iacov, ca o concluzie. Zicea el, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, că Simon, adică Petru, știa bine asta, de când și cum, ca să aleargă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și atât era de clar la Petru că Dumnezeu are un popor extins nu doar din evrei, încât scrie în epistola sa, vă citesc din 1 Petru capitolul 2, versetul 9, rețineți, nu numai că suntem în poporul lui Dumnezeu, suntem chiar în seminția favorită. Voi sunteți o seminție aleasă, dar mai mult, din acea seminție erau selectați o casă a lui Aaron, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Mărire Domnului! Și scrie versetul următor, odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, fiindcă am căpătat îndurare. Amin. Să ne bucurăm și să mulțumim Domnului. Amin. Cum spune și în Efeseni 2, că nu mai suntem musafiri, suntem cetățeni, sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu, slavă Domnului. Dacă a zis amin, înseamnă că vă recunoașteți ca făcând parte din poporul Domnului și ceea ce vă citesc vi se adresează. Bine. Mă întorc la Psalmul 78 și citesc în continuare din cuvintul lui Asaf, versetul 2, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Acum suntem în secolul 21, mileniul 3. Acum să vorbim de înțelepciune antică, străveche, când oamenii, știți, trăim într-o eră digitală, aproape totul e computerizat, avem informații din cosmos, cam puțin, e drept. Înțelepciunea aceea străveche are valoare astăzi? Hai să facem o comparație. Care înțelepciune, vă întreb, este mai mare? Cea de la creație sau cea din laboratoarele și fabricile zilelor noastre? Cine a fost mai înțelept? Dumnezeu care a așezat pe elipsă, pe orbitele lor, toate planetele nenumărate, sau oamenii care au lansat în cosmos sateliți de putem, poate număra și un copil? Și ce viață au acești sateliți? Cine este mai înțelept? Oamenii care au fabricat un computer, fie el și cel mai performant, sau Dumnezeu care fabrică de 6.000 de ani computere din astea de la gât în sus, că nu-ți două pe un fel, deși de aceeași marcă? Citeam recent că atâta capacitate de stocare are creierul, încât dacă informația ar fi codificată, nu umple internetul un creier. Dacă ar fi structurată și codificată. Pentru că noi avem o capacitate dată de înțelepciunea lui Dumnezeu, cum scrie în Proverbe 3, prin înțelepciunea întemeia Dumnezeu pământul.
Apoi ce să mai spun dacă ar fi să ne uităm în natură, la animale, sau la organele interne ale omului, sau cum spunea poetul, când privești spre eleganța palmierului cochet, te uimești văzând distanța, deși e la fel substanța într-un mărunțel boschet. Cedru cu ramificații, pare un viteaz și este, și stejarii sunt frații, ce minuni și ce creații. Pulberea mirositoare din grădinile de tei te înalță în sărbătoare, iar salcâmii în splendoare tot parfum rode și ei. Iar ateul cu securea și cu ferăstrăul mare, mai cu drujba, vrea să spună că pădurea a crescut așa aiurea dintr-o oarbă, întâmplare, noi slăvim pe întâmplătorul, care poate, care știe, că cel este creatorul și a creat laboratorul cu atâta măestrie, mărit să fie Domnul. Dragii mei, eu m-am gândit zilele astea, oare când ar trebui să strigăm mai tare, mare este Domnul, dimineața când răsare soarele sau seara când apune și apar și stelele? Scrie în Biblie că de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Slăvit să fie Domnul! Uitați-vă la ce minuni face Dumnezeul la copilașii aceștia. Citiți puțin că adevărata știință te face, cum scrie Roman capitolul 1, orientându-te spre creație, să-ți dai seama că Dumnezeu e mare și înțelepciunea Lui este net superioară oricăror forme de înțelepciune umană. Dacă tot v-am spus ceva din Uniunea Sovietică, lăsați-mă să vă mai spun ceva. Spunea un bătrân, zice, m-am dus dimineața la serviciu și am luat o revistă, cum spune eu, o gazetă de la chioșc. Și citesc despre o echipă de geologi, ceva, explorări prin Siberia, că o femeie își povestea experiența ei. S-a rătăcit și a căzut pe niște stânci, s-a rănit, a strigat, ceilalți la distanță, s-a temut, curgea sângele, ce să fac? Și a trecut prin gând ceva. Zice, oh, ce bine ar fi dacă s-ar ști de fiecare om unde-i și în ce nevoie să afle. Era disperat. În secundele următoare a apărut lângă ea o ființă și l-a întrebat de unde ești. Că nu ești din echipa noastră, nu e o zonă locuită. Și ființa asta zice, dar n-ai zis tu că ce bine ar fi dacă să știi de fiecare om. Și am venit. Dar de unde ai venit? Aici dintre extraterestri. Dar zice, întrebarea mea este cum ai sosit așa repede, că și noi avem nave, numai cât plecase Yuri Gagarin. Și da, durează. Și zice ființa aceea, păi voi mergeți tare încet ca un om cu cârși, noi umblăm mai repede. Și da, rănită. Și asta nu e o problemă. Și scria în articol, ce-a făcut așa cu mâna pe deasupra rănilor și urgent pielea a apărut ca înainte de a fi rănită. Și da, vreau să ajung la ceilalți, oare unde-s? Și zice, dacă am știut de tine, știu și de ei. A dus-o până la ei și când se arate binefăcătorul, a dispărut. Și pe când s-a întors frate la serviciu, a vrut cumpăr toate revistele să le împart. Le adunase KGB-ul. Scăpase de cenzură asta. Pentru că nu voreau să știe, să se recunoască înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Dar noi credem asta, da? Mărit să fie numele Lui. Să-L vedem pe Dumnezeu, să înțelegem înțelepciunea creației. Și mai este un aspect aici legat de înțelepciunea străveche. Eu cred că pe lângă înțelepciunea creației avem de a face cu înțelepciunea revelației, cu momentul de pe Sinai, și apoi cu toată descoperirea biblică. Spunea Moise, vă citesc doar din cartea Deuteronom, capitolul 4, și asta se poate verifica istoric vorbind și chiar în prezent, citesc versetul 6, să păziți legile sfinte, să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor. Și vor zice, acest neam mare este un popor și noi de popor vorbim, cu totul înțelept și priceput, versetul 8, și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun înainte, că n-a fost cod de legi mai bine pregătit niciodată, nici în vreun domeniu de activitate științifică sau socială sau economică, așa ca Scriptura asta.
De exemplu, știți că au fost falimente în ultimii ani, criza economică datorată sistemului financiar, din datorarea populației din Statele Unite, de unde a plecat. Și am zis unui frate care a căzut și el în plasa băncilor, zic, măi omule, tu n-ai ajuns cu cititul la proverbe? Că de citeai acolo, te lămureai. Tu ai crezut ce scrie în reclame, măi. Vine cineva odată și ridice niște bani că nu-și poate plăti rata. Zic, dar de ce ai luat bani din bancă? Și să-mi zugrăvesc casa. Măi, tu n-ai citit cum scria în reclamă. Dar cum? Zice, nu mai știu. Spune-o cum scria. Zugrăvește-ți casa că vrem să o luăm. Zice, nu scria așa. Băi, așa trebuia citit. Pentru că ei nu s-au gândit la zugrăveala ta. Ei s-au gândit la business-ul lor. Dacă citeai în proverbe, nu pățeai. Numai să fii și crezut. Și așa este în toate. Căci zice psalmistul în 119, vă citesc de la versetul 97. Cât de mult iubesc legea ta, înțelepciune desăvârșită, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, că bătrânii au experiență de 100 de ani. Dumnezeu nostru cel îmbătrânit de zile din veșnicie și are o experiență desăvârșită. Așadar, mergem mai departe cu psalmul, rămânem pe înțelepciunea străveche, cea de la creație și de la revelație. Ce titlu am spus că dăm acestui cuvânt din această seară? Responsabilitatea părinților în poporul lui Dumnezeu. Și acum o precizez. Psalmul 78, citesc de la versetul 5. El, Dumnezeu, a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Ca ea să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Adică datoria noastră este această înțelepciune străveche, că Dumnezeu nu repetă săptămâna creației în fiecare generație. Și nu pe fiecare generație o duce la muntele Sinai. Și a descoperit Dumnezeu odată, a dat părinților ca ei să transmită generație după generație. Nobilă menire avem din partea lui Dumnezeu, așa-i? Zici că suntem Moise și Aron. Ei au avut harul în prima lectură să prezinte legea lui Dumnezeu, iar noi, preluată de la ei, pentru că Dumnezeu le-a poruncit să o scrie, trebuie să o transmitem mai departe. Oare părinții noștri au pierdut ceva pe drum, a ajuns la noi adevărul întreg? Oare noi vom transmite la copiii noștri un adevăr întreg? Suntem datori. Vorba istoricului român Nicolae Iorga, zicea el, noi n-am primit țara împrumut de la părinți, am primit-o împrumut de la copii și trebuie să le-o dăm întreagă. Dar nu despre țară e vorba în primul rând, ci de legea lui Dumnezeu, de înțelepciunea de la început. E poruncă dumnezeiască pentru părinți să transmită ce au învățat copiilor lor. Și vă rog, rețineți un aspect. Așa de bine trebuie să le-o transmitem, nu doar să facem din ei elevi și studenți buni, să scoatem din copiii noștri profesori buni. Că am citit aici că ei, la rândul lor, să vorbească despre ea copiilor lor. Doamne, ajută-ne! E același principiu menționat de Pavel către Timotei referitor la slujire. Vă citesc 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor marturi, încredințează la oameni de încredere, ca ei să fie în stare să învețe pe alții. Deci cei care suntem deja bunici, sunt și eu bunic, avem 10 nepoți, dar eu am cărunțit la vreme ca să se dovedească faptul că sunt bunic. Acum pot să văd ce părinte am fost din felul în care copiii mei se pricep să mă învețe nepoții. Cum scrie aici în psalm,
Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Avem ce să vestim. Spunea Asaf, laudele Domnului, puterea Lui, minunile pe care le-a făcut. Vă întreb, aveau evreii ce să povestească? Cum să nu scrie aici în Exod, capitolul 12, de exemplu, referitor la prima sărbătoare și cea mai importantă din an, sărbătoarea Paștilor, citesc de la versetul 24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și copiii voștri în veac, când veți intra în țara pe care v-a dat Domnul după făgăduința Lui și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta. Vă echipați, mâncați, că altădată seara ne pregăteam de culcare, acum vă îmbrăcați și că e dimineață. Și atunci părinții se spună, băi băieți, noi seara am plecat și noaptea Dumnezeu ne-a luminat. Iată ce este această lucrare. Vă întreb, stimați părinți, sau să-i întreb pe copiii? Se spune că la o lecțiune spre familii, predicatorul spunea, sunt unele mame care în loc se ocupă de copii și să le învețe, stau numai la telefon, vorbesc cu alte femei și fetița era lângă mamă în adunare și întreabă, zice, mamă, de tine zice. Dar eu vă întreb totuși pe dumneavoastră, nu apelez la copii, ca să nu-i mustrați după aceea acasă. Vă citesc din cartea Deuteronom, capitolul 6. Spune Scriptura aici, despre datorirea asta noastră mare. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul să le învăț. Vă învăț versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acelea pe care ți le dau astăzi să le iai în inima ta, ca de acolo să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă. Da, vorba aceea, în vremea noastră, statistic vorbind, mai mult fug de acasă părinții decât copiii. Că-s plecați. Iar acum, de când cu lumea virtuală, unii sunt fizic acasă, dar de fapt sufletește, ei sunt teleportați. Când vei fi acasă, vă place acasă. Eu am întâlnit pe un bărbat însurat, căruia plăcea să umble tot cu băieții așa prin oraș. Și a zis, măi omule, dai nevastă și ai doi copii. Zice, acasă mă strâng pereții. Simbolic vorbind. Și mai scrie în Biblie de unele fete în Proverbe 7, dar stai că și aceea era măritată. Și că nu putea sta acasă. Și mai scrie în 1 Timotei 5 de femei care se deplind să umble fără nicio treabă din casă în casă, în loc să stea acasă. Nu uităm și să vizităm. Avem îndatoriri sociale, economice. Dar socotesc că îndatorirea fundamentală a părinților este cea de acasă. De-aia spune Scriptura nu. Corinteni 7, că e o diferență între cel necăsătorit și cel căsătorit. Cel căsătorit are, în primul rând, responsabilități familiale. Doamne, ajută-ne să ne însucim această... Amin. Și aici scrie și când pleci, pentru să pleci, și când te culci, și când te scoli, să le scrii pe pereți, pe ușorii uși, să fie la îndemână, să se poată tipări. E foarte important aceasta. Vă citesc din cartea Proverbele despre pasiunea asta care ar trebui să o avem și să nu o pasăm așa de la tata la mama, că a luăm în doi. Scrie în Proverbe 1, versetul 8, ascultă fiul de învățătura tatălui tău și vă citesc tot din Proverbe 6 cu 20, nu lepăda învățătura mamei tale. Și mai zic ceva. Dea bunul Dumnezeu ca învățătura lui tata să fie ca lui mama. Că de cumva vorbesc două limbi, o să fie ca și copiii aceia din cartea Nemia. Unul vorbea o limbă, altul altă limbă. Învățătură unitară. Tata să înceapă și mama să continue. L-am auzit odată într-o predică pe unul dintre băieții mei spunând că așa îi plăceau povestirile din Biblie până era el preșcolar, încât abia apuca să citească în Biblie ca să vadă dacă e exact așa.
Am reușit în parte. Mulțumesc Domnului, m-a completat soția. Dar în primul rând vreau accentul să cadă pe tați. Scrie în 4:1 Proverbe. Ascultați fiilor învățătura unui tată. Trebuie să fie așa o voce mai de tenor, dacă nu de bas. Și apoi să se completeze cu un sopran sau un alt. Să fie corul întreg. Versetele acestea pentru mine sunt amintirile din copilăria lui Solomon. Scrie versetul 3. Căci când eram încă fiul la tatăl meu și fiul gingaș și singur la mama mea, și din istoria biblică înțeleg că Batșeba a avut și alți copii, de s-au apucat repede de educație înainte de a apuca Batșeba să nască altul. Zice, el, adică tată, mă învăța atunci și îmi zicea, dobândește înțelepciune. Și dacă vă amintiți din Biblie, acum v-am dat răspunsul înainte, dar lăsați-mă să vă pun întrebarea. De unde a avut Solomon ideea să ceară înțelepciune? De la tatăl său. Că scrie în Cronici că i-a zis David, auzi, tu să ceri înțelepciune. Ce diferență enormă între Solomon când i-a zis Dumnezeu, cere ce vrei, înțelepciune, de ce zice așa? Și a spus tată. Și Irodiada beata de ea, când a întrebat-o să fată să ce să cer, și putea cere până la jumătate de împărăție. Vedeți că totul ce îndeamnă copiii pe părinți are efect? Mi-amintesc, nu știu câți ani aniversam noi de căsnicie și copiii ne-au scris așa câteva rânduri. Ne-au lăudat, ne-au făcut mai pocăiți decât suntem. Dar ce am reținut eu din rândurile acelea? Totuși ceea ce le-am spus și vorba lui Pavel din Filipeni 4 ce au văzut, s-au reținut, chiar dacă unii numai mai târziu și-aduc aminte. Totuși noi să ne facem datoria. Spunea un frate din America, avea 8 copii, un menonit, zice, am 4 copii care aud și 4 surdomuți. Și eu citesc Biblia pentru toți, dar ea n-aud, ci dat trac nădejde că Dumnezeu va cerceta și pe ei, că mă aude cum le citesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze slujbele de acasă. Asta e foarte important. Undeva într-o familie au fost 4 băieți, au ajuns toți predicatori și ne va întreba tata predicatori, ei predicatori, măi, care e mai bun predicator din voi la voi acasă? Dar unul din ei zice, acasă mama. Zice, atâta ne-a învățat și-o stăruit de noi. Da? Pentru că acasă, deopotrivă, învățătura aparține tatălui și mamei. Și asta prin poruncă dumnezeiască. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Găsiți metodele cele mai plăcute, nu cumva să procedați ceva de genul, băieți, învățat salmul 1. M-a auzit un asemenea caz undeva în nordul țării, dacă nu-l știți, o ceapă roșie mâncați. A nici tata nu știa psalmul, știi? Copiii s-au obișnuit până la urmă cu ceapă roșie, o stată că trece la Ardei. Iute. Dar ce folos asta? Am fost vineri seara la evanghelizare la Cafnic în Maramureș și la întoarcere spre Baia Mare unde am cazat, aveam în dreapta un păstor și în spate 2 copilași a lui sub 10 ani. Și la un moment dat, așa de mult mi-a plăcut, când i-au zis tatălui lor, tata, recită-ne poezia cu puiul de rățușcă. Și pe la jumătate, eu n-am băgat de seamă că nu știu poezia. O fetiță de 9 ani zice, tata, cred că ai sărit peste o strofă. Să le placă copilașilor cum tu le povestești. Doamne, ajută-ne! Faceți asta, dragii mei, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. E foarte important. Am fost într-o familie undeva în județul Bistrița Năsăud, am cazat și dimineața trebuia să plecăm. Erau fără ceva și aud o cântare dintr-o cameră. 6 copilași cântau. Apoi s-au ridicat, a urmat rugăciunea.
Eu vă spun drept, m-am uitat la ceas, mă zic că ăștia întârzie la școală, dar pe semne ei știau orarul, apoi am aflat că școala era în capătul străzii. După ce s-au rugat, s-au ridicat în picioare și au spus câte un verset pe de rost, probabil era versetul zilei, nu știu. Am fost prea emoționat să mai întreb. Apoi și-au luat ghiozdanele și au plecat pe rând la școală. Mai dragi mi-au fost. Și tata era împreună cu ei, așa cum am citit din Proverbe 4. Trec mai departe. Deci, responsabilitatea noastră este să transmitem generație cu generație ce ne-a lăsat Dumnezeu prin înțelepciunea străveche drept moștenire în poporul Lui. Care-i scopul primirii, păstrării, perpetuării acestei învățături? Doar așa pentru cultură? Mă întorc la Psalmul 78 și vă citesc exact cuvintele care urmează, pentru că aici este punctul cheie pe care îl vizez, versetul 7, de ce să învățăm pe copiii noștri? Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Amin. Și dragii mei, într-o lume în care totul se mișcă, postmodernism înseamnă fluiditate. Sunt puse la îndoială și axiomele matematice. Totul a devenit relativ. Și într-o asemenea lume mișcătoare, noi să dăm copiilor noștri un punct fix. Vorba lui Einstein, dați-mi un punct fix în univers și fac tot ce vreți. Am văzut că toate se mișcă. Dar este un Dumnezeu care este stânca viacurilor. Numele Lui să fie binecuvântat. Dragi părinți, nimic nu va fi mai important pentru copiii noștri decât să-și pună încrederea în Dumnezeu. Vor veni momente critice. Poate în viitor va veni și un război. Că toată istoria plină de războaie sunt profețite și pentru ultima generație. Ce vor face copiii noștri? În fața bolii, în fața familiei, chiar ceea ce am spune că este ceva de rutină. Cum se vor raporta la evenimentele sociale, economice? E foarte important să aibă încrederea în Dumnezeu care le-a creat pe toate, care le stăpânește pe toate și care ne iubește și are pentru noi un viitor binecuvântat. Cum știți, eu sunt originar din Apuseni și spunea un frate de la noi din comună, din Ciuruleasa, care s-a pocăit, neam de neamul lui n-a fost nimeni pocăit. Pentru că e mare har să primești credința de la părinți, dar se poate și să te întâlnești cu Dumnezeu chiar fără părinți, cum s-a întâmplat cu Ezechia. Și tata lui a și încuiat biserica, regele Ahaz. Dar scrie în 2 împărați 18 cu 5 că el și-a pus încrederea în Dumnezeu și au venit asirienii. Și întrebat Rabșache, dar pe ce te pizui tu? L-avea pe Dumnezeu. Și revin la omul din localitatea noastră, după ce s-a pocăit cu adevărat, mi-a povestit cum a ajuns la asta, s-a tot frământat, a zis, oamenii cresc, îmbătrânesc, mor, ce-o fi cu pământul ăsta, se temea, îi plăcea așa să studieze câte puțin din știință. Și după ce s-a pocăit, îl întreabă cineva, mă, ce te-a apucat să mergi la pocăiți? La noi în comună nu au fost pocăiți numai după Revoluție. Eu în școală am fost singurul pocăit în școală. Părinții mei s-au pocăit primii în comună. Și zice ăsta și mi-a plăcut răspunsul lui. Măi, zice eu, dacă nu mă pocăiam, prost muream. Ce vrei să spui cu asta? Eu nu știam de unde vine lumea, unde se termină. Pe cine te poți baza? Cum să iei viața? La ce să te gândești când ai probleme de sănătate? În toate. Omul avea încredere în Dumnezeu. Și vreau să vă dau ca exemplu pe tinerii aceia din Babilon. Fără părinți, dar educați, la vreme, din copilărie, cum spunea Pavel la Timotei, 2 Timotei 3 cu 4, spune acolo, tu știi? Ce i-a ținut pe ei în Babilon puternici? Scrie în Daniel 3 și în Daniel 6. E singura referință care atestă biruința lor. S-au încrezut în Dumnezeu, mărire Lui. Îmi vine în minte cazul unei surori din Spania, o cunosc personal, a fost în casa lor, fiind vorba de copilași, să dai naștere la copii, așa, să-i lași să vină natural, bineînțeles, rugându-ne, primind încredințarea a ceea ce este voia Domnului. A urmat să nască un alt copilaș. Și medicii au spus,
Noi ți-am zis să nu mai naște altul. Și a zis, chiar este, sora este proroc. Și am înțeles că Dumnezeu vrea să mai nască un copil. Să te lăsăm să mor cu Dumnezeu tău. Și în timpul travaliului au abandonat-o pentru câteva minute acolo într-un salon. Și prorocii, știți, sunt mai aproape cumva de lumea spirituală și a văzut un demon care i-a zis, vezi, Dumnezeu tău nu te ajută. Mor și îți rămân ceilalți copii, avea 2 sau 3 orfani. Dar femeia asta a fost tare. Și a zis, nu-i nicio problemă, eu dacă mor, mă duc la Dumnezeu și Dumnezeu s-a angajat în scris să aibă grijă de orfan, nu-i problemă. Și când a auzit diavolul cuvintele astea, a rânjit și a dispărut. Și momentele următoare, a văzut în vedenie un înger care i-a zis, nu te teme, sunt lângă tine de când te-au început durerile. Și parcă inconștientă, în timp ce îngerul vorbea cu ea, a născut, fără doctor, fără asistent. Și m-au zis strigând, o născut românca. Femeie, cum ai născut? Cu îngerul Domnului. Ce să priceapă ei, nu? Că nu a văzut niciodată vreun. Dar noi știm că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi. Măriți să fie Domnul. Nu vă teme, surorilor, fraților, tinerilor. Dumnezeu nostru e lângă noi când îl chemăm. Îmi spunea un frate misionar trecând printr-o pădure și tu un bandit în cale, zice, auzi, dă banii tot ce ai, că numai odată dacă șuier, sunt lângă mine încă 4. La care zice, eu numai dacă suspin, vin o legiune. Dar cine ești tu? Și-a început să tremure banditul. Auzi, sunt omul lui Dumnezeu. Mărire Domnului. Să vă mai spun o experiență. Fratele Mureșan, Ghiță, prezbiterul de la Gherța Mică, așa ca să vă dau nume. Soția lui a rămas însărcinată acum vreo 2 ani, relativ timpul. Al 13-lea sau al 14-lea sau al 14-lea și încea că a fost sarcină gemenară. S-a dus la control la satul mare și îi spune doctorice, uite, am venit la un ecograf, zice, da, vă spun, am sarcină gemenară, am un băiat și o fetiță. Și de la ce ecograf ai mai fost? Bine, se duci tot la medicul așa, zice, n-am fost la ecograf, dar atunci de unde știi? Și mi-a vorbit domnul printr-o descoperire. Asta zice, ce e aia? N-a zis, ce puneți-mă la ecograf ca să vedeți ce e aia? Într-adevăr, un băiat și o fetiță în pântecile ei. V-am dat numele ca să-l întrebați pe fratele, dacă vreți, conducătorul adunării din Gherța Mică. Zice, nu vreți să fiți doctorița mea la naștere? Să... Zice, nu, femeie, la câta sarcină, zice, nu, nu mă tem. N-a zis, ce lasă, că și pe ceilalți am născut fără medic programat. Vedem care o fi de gardă. S-au rugat și Domnul a mai vorbit odată și o să ascultă femeie. Pentru că m-ai ascultat și ai cinstit numele meu. De data asta îți fac un har și se va întâmpla cum n-ai auzit că se poate întâmpla. Și când a venit vremea să nască, s-a dus cine a fost de gardă? Doamna doctor de dinainte. Văleu, femeie, n-am scăpat de tine. Ce fiți liniștită, că cine mi-a spus că am 2 gemeni, mi-a spus că de data asta nu-s probleme. Și a născut aproape, aproape, fără dureri. Și spunea fratele, doctorița asta într-una o sună, Doamnă, ce ești dumneata, cine ești? Și zice, noi îl avem pe Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Să vă dea Domnul harul acesta, să strigați la El și să vă răspundă. Ba încă să fie cum scrie în Isaia 65, nici să n-apucați, numai așa să suspinați și să vă vină în ajutor, slăvit să fie Domnul. Mă apropii de încheiere citindu-vă și din Proverbe 2-3 versete, că sunt prea frumoase, așa legat de încredere. 22 cu versetul 19. Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine, n-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Deci cele scrise, învățătura, are scopul, rostul, ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să se încreadă în El. Mărire Lui. Și fac o mențiune în încheiere, dacă ne vom face datoria, copiii noștri, dacă Dumnezeu va îngădui lume și au darul acesta, să-i ajute bunul Dumnezeu să devină și ei părinți. Dar dacă nu ne facem datoria,
Ascultați-mă ce se întâmplă. Vă citesc din cartea profetului Osea, capitolul 4, versetul 6. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, iată pedeapsa. Voi uita și eu pe copiii tăi. Nu trebuie Dumnezeu să-ți dea altă pedeapsă. Doar să nu-ți faci tu datoria să le transmiți lesea. Ei nu știu pe Dumnezeu, nu-și pun încrederea în El și uită Dumnezeu. Și scrie în aceeași idee, în Ieremia, capitolul 17, vedeți câte facem noi pentru copiii noștri. Muncim, alții s-au dus până în Australia, poate, nu numai pentru ei sau în America, să dea copiilor lor o viață mai tihnită. E datoria noastră și aceasta, dar nu-i prima. Ieremia 17, scrie aici, în versetul 4, din vina ta vei pierde moștenirea. Te voi face să slujești vrăjmași într-o țară pe care nu o cunoști. Adică au fost luați copiii în robie și moștenirea. De aia s-a mirat Ieremia când l-a pus Domnul să-și vândă ogorul. Dar ce să-l mai vând sau ce să cumpăr, că îl iau alții. Și apoi scrie aici exact de încredere în versetul 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om. E ca un nenorocit, nu vede venind fericirea. Și acum versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Dar cine se încrede în Domnul? Cine ajunge să-L cunoască. Și asta e din Scripturi. Și povestim copiilor noștri cum Dumnezeu ne-a venit în ajutor. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Dumnezeu din generație în generație, cu ce Moise în Psalmul 90, este același. Numele Lui să fie slăvit. Un astfel de pom, și în cazul nostru ăștia sunt copii, nu contează că va veni secetă. Poate ei vor da dovada unei încrederi mai mari în Dumnezeu. Dumnezeu să-i învrednicească pentru vremurile care vin și să-și amintească nu doar de noi, de părinți, că i-am învățat cât am putut, că lăsăm mai mult loc de har lui Dumnezeu, noi le-am dat viață, i-am învățat, dar Dumnezeu în care și-au pus încrederea poate să-i conducă cu bine până în Sfânta Lui Împărăție. Amin. Și dați-mi voie să adaug o scurtă experiență. La toamnă împlinim 30 de ani de căsătorie. Dar în urmă cu 5 ani, când împlineam 25, am fost plecat la logodna unuia dintre fiii noștri și doi dintre băieți de pe la mijloc au zis: tata și mama, până vă întoarceți, noi zugrăvim casa, vopsim uși, geamuri, că și până am fost mici am mai mâzgălit pe aici. Gata, ne-am întors acasă, totul farmacie. Dar surpriza mare nu a fost numai munca asta. În sufragerie, un tablou mare, au luat o poză de-a noastră de la arhivă, ei au fugit toți la fotograf în secret, cu nepoței, cu ginere, cu noră, cu... S-au aranjat așa frumos, dar ce-o fost mai frumos? Un verset deasupra și unul de desubt, ăla deasupra, Maleahi 3, că cei vor fi a mei în ziua aceea vor fi o comoară, și de desubt parcă mai frumos Zaharia 9 cu 16, căci ei sunt pietrele cununii voastre împărătești care vor străluci în țara sa. Și nu mai puteam desprinde pe scumpa mea de lângă tablou. Zice, ăștia toți a noștri, bineînțeles. Dar zice, îți dai seama când s-a împlinit versetul ăsta să fie pietrele cununii noastre împărătești în țara sa? V-aș dori să vă reuniți acolo, într-un tablou real, să fie și tata și mama și noi bunicii și toți. Dacă vreți, haideți să fim purtători înțelepciunii străvechi, că planul pentru veșnicia viitoare nu-i făcut de curând, e făcut de la întemeierea lumii. Organigrama toată e desenată, numai noi să ne scriem în acest plan la rândul nostru, că repede ne trece vremea. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze deopotrivă, părinți și copii. Amin.